Un detașament de militari de la regimentul 307 Infanterie Marină au participat la modulul de pregătire Platinum Eagle 19-1, care s-a desfășurat în zona Babadan, județul Tulcea, în perioada 12-20 martie. Infanteriștii marini din Forțele Navale Române s-au antrenat în cadrul modulului Platinum Eagle 19-1 împreună cu militari din Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii și Ucraina, precum și cu militari din categorii de forțe ale Armatei României, fapt ce se înscrie în sfera acțiunilor comune ale partenerilor din Alianța Nord-Atlantică pe baza solidarității, a îndeplinirii obiectivelor comune și a unei partajări echitabile a responsabilităților. Scopul acestui exercițiu este de a exersa tehnicile, tacticile și procedurile de luptă la nivel mic, de o mică unitate gen pluton, companie, în operații ofensive, defensive și contrainsurgență. Astăzi, în poligon, vom asista la executarea unui LFX, un exercițiu de trage de luptă cu o companie multinațională, o companie formată din 4 plutoane, din Statele Unite ale Americii, Georgia, Ucraina și România. În prima companie, iar în a doua companie vor fi plutoane de asemenea din Moldova și Bulgaria. Am fost prezenți în poligonul Babadag, iar la sfârșitul antrenamentelor am obținut mai multe informații. Suntem în cadrul modului de pregătire Platinum Eagle, unde alături de alți participanți din state membre NATO și, și partenere ale țării noastre, am desfășurat activități de antrenare în comun pentru lupta contra insurgență, pentru cooperare, pentru dezvoltarea interoperabilității și în special pentru consolidarea măsurilor defensive pe care NATO le-a pus în aplicare pentru flancul estic. Cum apreciați acum, la sfârșitul activității, desfășurarea acestui exercițiu? Din punct de vedere al comandantului, pot spune că sunt chiar mulțumit și încântat și fericit. De fiecare dată când avem oameni care se antrenează, când reușesc să-i scot la antrenamente și în poligoane, la aplicații, sunt bucuros. Consider că până acum, cel puțin până în acest moment, ne-am atins obiectivele și mișcarea militarilor s-a văzut de la o zi la alta cu îmbunătățile de rigoare, lucru care efectiv ne încântă pe noi. De ce? Pentru că ajungem să lucrăm în comun cu ei, să dezvoltăm aceste proceduri comune de operare, să ne cunoaștem mai bine și în câmpul tactic lucrul ăsta se vede cel mai bine. Plecând de la prima zi de antrenament, acest modul de pregătire pot să spun că a durat 2 săptămâni și plecând de la prima zi de antrenament, de când s-au început cunoașterea, știți, statonările și până în ziua de astăzi când am avut efectiv LFX-ul, este Live Fire Exercise-ul, cumva întrunirea tuturor elementelor exersate pe parcurs. Rezultatul a fost foarte bun. Rezultatul a fost excelent și sunt sigur că și de aici încolo, la următoarele module de pregătire, ne vom face treaba foarte bine. Participarea militarilor din Forțe Navale Române la activitățile de instruire organizate în context întrunit consolidează măsurile defensive ale NATO de asigurarea stabilității regionale pe flancul estic al Alianței.